Activiștii anti-Israel din lumea întreagă folosesc violența și protestele pentru a ataca statul evreu. De asemenea, ei au organizat o campanie pentru a-i ataca economia, încurajând țări, biserici și investitori individuali să boicoteze, să descurajeze și să sancționeze Israelul. Este vorba despre mișcarea BDS. De câțiva ani există această campanie, BDS, care încurajează boicotarea, descurajarea și sancționarea Israelului. Parte din procesul de delegitimizare a Israelului. Aceasta a afectat Israelul și din punct de vedere economic. Din cauza acestei mișcări, Israelul a avut de suferit. Am considerat că a venit momentul să contracarăm această campanie printr-o campanie proactivă, pozitivă. David Parson spunea că Ambasada Creștină Internațională din Ierusalim contraatacă printr-un ghid al consumatorului al Israelului. Este o broșură în care sunt prezentate firme și produse evrești pe care creștinii și le pot cumpăra din țările lor. În broșură sunt prezentate 80 de produse și firme evreiești ce pot fi găsite în diferite țări din lumea întreagă. Companii precum Ahava, specializată în produse de îngrijire a pielii create cu minerale din Marea Moartă, sandale și pantofi Naiot, faimoși pentru stilul unic și confort, apar și ei în broșură. Potrivit lui Parsons, dacă activiștii BDS obțin ceea ce își doresc, ei vor avea probleme. Dacă lumea va boicota Israelul, era digitală va rămâne pe loc. Toate microchipurile, toate iPhone-urile, iPad-urile, laptopurile, computerele și aparatele noastre de fotografiat conțin componente create în Israel. Parsons spunea că ICEJ speră să actualizeze anual broșura, făcând-o ghidul principal pentru găsirea produselor și serviciilor israeliene.